Bună seara, doamna Valentina, și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră, de fapt a mea mai mult, pentru a avea această discuție. Recunosc Bună seara, Angela, bine ne revedem și pe această cale. Recunosc că eu eram foarte curioasă să aflu mai multe opinii de ale dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dar așa cum v-am explicat puțin mai devreme, curiozitatea vine și din altă parte, adică de la oamenii pe care dumneavoastră îi întâlniți în călătoriile prin Moldova. Eu zic că sunteți un fel de voce a lor și mi-ar face plăcere mare să fiu astăzi vocea lor în sensul de a vă întreba pe dumneavoastră mai multe lucruri și mai multe detalii despre activitatea dumneavoastră profesională, dar și personală atunci când mergeți prin Republica Moldova și vă întâlniți cu personalități diverse, pentru că am văzut voci foarte frumoase care se aud din toate colțurile Republicii Moldova. Eu m-am documentat un pic pe internet și am văzut că aveți un palmares foarte bogat. Dar cel mai mult m-a impresionat faptul că aveți cam aceeași vârstă și la Radio Moldova și la Europa Liberă. Așa este, așa este. Sunteți cam 17, la mijloc. 17 ani la Radio Moldova și 17 ani la Europa Liberă. Înseamnă că am potrivit momentul pentru această discuție și prima întrebare va fi următoarea. Cum ați făcut această schimbare de la Radio Moldova la Europa Liberă? Dacă a fost o provocare pentru dumneavoastră sau pur și simplu o întâmplare că ați primit o invitație pentru profesionalismul pe care îl aveați în reportajele anterioare? Sau chiar v-ați dorit dumneavoastră să faceți această schimbare? De fapt, mulțumesc încă o dată foarte mult pentru această invitație să discutăm, Angela. Și acum, dacă e să rebobinez memoria, îmi amintesc că eu de la Radio Moldova am plecat mai mult forțat într-un fel, deși ascultam Radio Europa Liberă de mulți ani, încă de pe când eram acasă la părinții mei. Țin minte că aveau un aparat de radio pe care îl mai puneau sub pat sau sub pernă și ascultau emisiunile Europei Libere și îmi plăcea foarte mult să ascult și eu acest post de radio, fiind la o vârstă încă destul de tânără, dar știu că atunci era o sursă și mai rămâne a fi o sursă foarte credibilă. Eu de la Radio Moldova am plecat pentru că în anul 2004 acolo am protestat și 8 luni de zile am dormit în tufare din fața casei radio. Am protestat împotriva cenzurii care se instituise la acea vreme pe timpul guvernării comuniste și ziceam că am plecat mai mult de nevoie decât de bună voie după acele 6, 7, 8 luni de proteste la Teleradio Moldova. Foarte multe lucruri s-au schimbat, cum zicem noi, în dealul schenoasei. Și atunci a apărut și o ofertă din partea șefei de la Praga să particip la un concurs și am câștigat acel concurs și mi-am mutat casa din dealul Schinoasei aici în centrul capitalei și am venit să fac parte din frumoasa echipă a Europei Libere. Dar nu ați schimbat profilul materialelor pe care le elaborați, în sensul că tot de la politic, din câte vă țin eu minte, de la radio, ați nimerit tot la politic și faceți același conținut în sensul de interviuri cu politicieni, interviuri cu oameni din instituții publice, îi chestionați așa foarte detaliat despre diverse decizii pe care le iau. De ce ați preferat acest conținut politic? El v-a marcat. Eu mi-am început activitatea în calitate de jurnalist încă de pe când eram pe băncile studenției, anul 4, anul 5, deja făceam cale până la radioul național. Inițial am mers în departamentul actualități și totdeauna m-a tentat operativitatea, cât mai repede să afli și să transmiți consumatorului de informație. Am lucrat mereu doar în departamentul actualități, pe care la un moment dat l-am și condus, acel departament actualități. Am fost așa, să zic, mai aproape de tematica social-politică.
Adică invers, politicile sociale au prevalat în continuare. Nu, adică și socialul și politicul s-au îngemănat, așa să zic, în activitatea mea, pentru că mie îmi place să discut și cu omul de la firul ierbii și îmi place să discut și cu ministrul și cu deputatul și cu președintele și cu premierul și cu oricine alt lider de opinie. Și iată, așa a vrut cel mai probabil soarta ca să fac și mai bătătorită această cărărușă pe care am mers pe parcursul celor 34 de ani de jurnalism. În acești 30 de ani, iată, de independență pe care i-a marcat Republica Moldova, am cunoscut toate guvernările și nu doar guvernările, dar și majoritatea actorilor care s-au perindat la putere și, într-un fel, mi-a fost mai ușor că în baza cunoștințelor vechi să pot să-mi fac lista asta de cunoștințe tot mai mare și mai mare și să nu abandonez ceea ce îmi place și ceea ce îmi place să zic că și-o fac cu dăruire de sine, astfel încât să nu pierd eu, în primul rând, încrederea în fața cetățeanului, în fața consumatorului de informație, pentru că eu zic cel mai mare partid în Republica Moldova rămâne a fi partidul celor care consumă informația. În aceeași perioadă, când s-a scris cartea? Pentru că puțină lume știe despre această carte, dar eu bănuiesc că în aceeași perioadă când ați început activitatea jurnalistică, ați cochetat și cu ideea de autor de carte. Și eu am început activitatea de jurnalist la Radio Moldova în 87, războiul de la Nistru a fost în 92. În 1992 și cel mai probabil, dintr-o întâmplare, pe atunci șeful de la Actualități, Arcadie Gerasim, a zis că trebuie să merg să relatez de pe prima linie, cum s-ar spune, de acolo din tranșee. Am mers o zi, am relatat două zile, o săptămână, după care, așa mi s-a spus, că ar trebui să relatez cam în fiecare zi despre ceea ce se întâmplă la Nistru, mai cu seamă că în partea cealaltă a Nistrului erau emițătoarele puternice pentru Radio Maiac și încă de pe atunci, eu zic că războiul de la Nistru a fost pierdut de Republica Moldova, în primul rând informațional, pentru că el s-a declanșat, așa cum se consideră acum oficial, la 2 martie, atunci când președintele Snegur a mers la New York și a semnat aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, dar prea puțină lume știa adevărul despre ceea ce se întâmplă acolo în regiunea asta unde s-au dus luptele grele în acel îndepărtat anul 1992 și la un moment dat deja făcusem cunoștință și cu acei corespondenți care veneau din străinătate și trebuia și să-i însoțesc și pe ei. Și iată, dintr-o întâmplare am ajuns că de la început și până la finele acelui război am relatat din prima linie. Eu bănuiesc că această carte nu s-a scris ușor, pentru că e una să relatezi informații de pe prima linie și să fii sub impresia adrenalinei, pentru că era destul de periculos ceea ce făceați, dar ulterior, atunci când v-ați luat timp și ați reflectat asupra conținutului cărților și asupra interviului, cât de ușor v-a fost să scrieți această carte și cât timp s-a scris ea? De fapt, eu nu am scris cartea. Pe atunci, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, pe Andrei Vartic, era deputat în primul parlament al Republicii Moldova și el mi-a sugerat ca să adun toate relatările pe care le-am transmis în timpul războiului în paginile unei cărțului. Este adevărat, acolo au încăput doar o parte pentru că asta cerea timp ca să
pot să transcriu tot ceea ce s-a auzit în emisie în acele timpuri. Trebuia să descifrez și să le aduc în ordine, dar nu mi-a luat mult timp pentru că acea cărțulie a apărut la începutul anului 1994 într-un tiraj de 100.000 de exemplare și țin minte că în jumătate de an s-a epuizat acel tiraj. Adevărul, cărțuliile cele au fost oferite, dăruite familiilor care au fost afectate de acest conflict armat de la Nistru. Ziceam că acolo au încăput o bună parte din acele relatări pe care le-am făcut în timpul conflictului armat, plus că imediat după ce s-a încheiat conflictul, dar chiar și în timpul conflictului, aveam și multe interviuri făcute cu cei care cu arma în mână au luptat acolo pentru a apăra integritatea, independența și suveranitatea Republicii Moldova. Eu mi-amintesc și astăzi că interviurile le-am făcut și pe câmpul de luptă, cum se zicea, și cu generalul Anton Gămurar, și cu generalul Victor Cătan, și cu fostul președinte al raionului Căușeni, Eugen Păslaru. Adică nu s-a inventat nimic, totul ce a fost făcut și difuzat în acele momente de grea cumpănă pentru Republica Moldova, absolut nu s-a intervenit nici cu virgulă, nici cu punctul, asta și a fost tipărit în acea cărțulie. Eu o să vă explic de ce am insistat asupra acestui subiect, nu din cauza faptului că am discutat un pic mai devreme și ați spus că probabil se va reedita și veți avea noutăți pentru public în acest sens. Da, până la finele lunii, editura ARC a promis că 500 de exemplare o să le fac acest tiraj și o să pot din nou să le ofer celor care caută această cărțulie, dar în ultimul timp foarte mulți oameni îmi cer pentru că sunt documente din prima linie și sunt relevante exact. Din prima linie. Exact, și mă bucur foarte mult, mai ales că anul 2022 a fost declarat și anul comemorării combatanților care au luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Se vor împlini pe 2 martie 30 de ani, 3 decenii. Regretabil că nici până astăzi nu s-a găsit o soluție pentru a rezolva această problemă, dar am zis că, uite, în ajunul acestei triste aniversări, e bine ca să mai avem această cărțulie, pentru că și în biblioteca mea personală nu a rămas măcar un singur exemplar. Le-am trimis aceste cărțulii și în România, și în Statele Unite ale Americii, și în Marea Britanie, și în mai multe țări, și în Germania, Franța. Eu o să vreau un exemplar atunci când ajung la Chișinău. Mare drag, mare drag. Dar să vă explic de ce vă întreb, pentru că am văzut acum câteva zile pe pagina noastră de Facebook niște interviuri cu oameni simpli, care se arătau a fi îngrijorați de ceea ce se întâmplă la frontieră. Tensiunile ruso-ucrainene. Tensiunile ruso-ucrainene și am văzut că ei se tem despre o posibilă escaladare a conflictului în Ucraina și se tem de faptul că ar putea să aibă un impact asupra Republicii Moldova. Dumneavoastră, cum ați simțit teama celor pe care i-ați intervievat sau i-ați avut drept interlocuitori? Este mai mare decât atunci în 92 sau aceste drame nu se pot compara? Nu se pot compara, deși sunt și foarte multe asemănări. Eu am realizat ultima emisiune la Jedinec, în imediata vecinătate a statului de alături Ucraina. Am discutat cu foarte multă lume și chiar uneori mă prind la gândul că analiza omului simplu este mult mai prețioasă, poate, decât analiza pe care o face politicianul. Pentru că omul vorbește sincer despre ceea ce are în suflet și în minte. Și de ce am simțit această mare îngrijorare? Este adevărat că Republica Moldova e țara care va fi afectată eventual dacă, Doamne ferește, se ajunge la o confruntare militară între Moscova și Kiev. Și în Jedinec sunt și foarte mulți ucraineni, etnie ucraineană, dar sunt și foarte mulți care au rude în Ucraina.
Adică cetățenii ai Republicii Moldova, locuitorii ai Republicii Moldova cu rude acolo, eu mă număr printre aceste persoane. A, da? Da. Și chiar mulți din cei care mi-au vorbit mi-au spus că au fie verișori, fie surori sau frați în Ucraina. Și îmi spuneau că sunt gata oricând să-i găzduiască, să-i primească, să-i aducă în Republica Moldova, dar ne dăm seama că dacă se ajunge la o confruntare, fenomenul refugiați, mulți, numărul refugiaților ar putea să fie destul de mare, pentru că omul fuge acolo unde crede că își poate găsi liniștea și pacea măcar pentru o perioadă scurtă de timp, ceea ce s-a întâmplat și în timpul războiului de la Nistru. Foarte multă lume și-a abandonat casa și fie că a venit în partea dreaptă a Nistrului, fie că au plecat în general în alte colțuri ale lumii. Unii în Rusia, alții în Occident, dar numărul refugiaților a fost destul de mare și după acel conflict armat de la Nistru. Acum, proporția conflictului, iarăși, noi vorbim și zicem că să nu se întâmple, dar e cu totul alta, e mult mai mare și atunci frica se dublează, se triplează, teama asta este mult mai mare pentru că, iarăși, dacă facem o comparație, tehnica militară din 92 și tehnica militară din 2022 nu prea poate fi comparată, chiar dacă să admitem că aceleași tancuri intră în război. Dar frică există, mi se pare o frică firească a cetățeanului, pentru că și argumentată în același cine timp nu se teme de război. Revenind la experiența dumneavoastră de la Europa Liberă, eu o să insist un pic și pe acest aspect. Este așa cum v-ați aștepta dumneavoastră? V-a oferit acea libertate de care ați amintit că nu ați avut parte la Radio Moldova atunci? Nu, este adevărat că și până în 2004 la Radio Moldova am avut aceeași libertate, nu am fost constrânsă și niciodată nu am făcut ceva care ar fi împotriva convingerilor mele și pentru asta am mereu argumente. Dar este adevărat că aici la Radio Europa Liberă mi s-a oferit toată libertatea și nu cred că există ceva mai depres decât libertatea. Eu mai în glumă, mai în serios spun așa că vin la Radio Europa Liberă din plăcere, dar dacă plăcerea asta și se mai plătește, adică îți dă și salariu, atunci se adună și mai mult elan, entuziasm ca să dorești să faci și mai mult decât faci. Dovada faptului că lucrați în zilele libere ale săptămânii și... Da, duminica e cea mai apreciată zi pe care o am din 2004 încoace, pentru că în majoritatea zilelor de duminică, adică nu știu, poate că am lipsit 10 duminici sau 20 care nu am fost în teritoriu, în Moldova profundă, dar în rest, în fiecare zi de duminică, merg să discut cu omul de la firul ierbii. Contează ca jurnalistul să fie bun la mai multe subiecte sau contează să fii un jurnalist de nișă și să abordezi doar subiecte politice sau doar subiecte sociale? Eu am văzut că puneți întrebări pe economic, puneți întrebări pe energie interlocuitorilor pe care îi aveți în față, dar totuși cel mai mult e insistați asupra procesului decizional și pe politicile sociale atunci când mergeți în diferite localități din Republica. Dar eu cred că mă avantajează foarte mult cunoscând realitatea din primă sursă de la cetățean, pentru că el vorbește despre problemele cu care se confruntă. Asta mă ajută foarte mult să pot face un interviu cu politicianul, pentru că politicianul are mandatul din partea cetățeanului și mai cu seamă că foarte mulți cetățeni se plâng că odată la 4 ani mai mult se apropie politicianul de necazurile și grijile și preocupările omului simplu, votantului. Și atunci încerc să fiu un leant între alegător și ales. Asta înseamnă că atunci când ați participat recent la emisiunea Bună Seara de la Moldova 1, moderată de Mircea Surdu, atunci când ați vorbit argumentat, era o poziție argumentată în baza lucrurilor pe care le-ați aflat de la firul ierbii, nu neapărat că ați stat dumneavoastră să vă documentați pentru acea emisiune.
Eu zic că foarte și foarte multe întrebări le construiesc în baza a ceea ce ar vrea să asculte cetățeanul. Și asta mă ajută foarte mult pentru că nimeni nu poate să mă zăpăcească sau să-mi spună că eu nu știu ce se întâmplă la Edeniț sau la Cacul, la Ungheni sau la Fălești. Pentru că eu merg în mare parte atunci când merg în teritoriu, mai caut și reprezentanții administrației publice locale să văd și ce gândesc ei despre felul cum cei de la putere își onorează promisiunile, despre direcția în care se îndreaptă Republica Moldova. Asta mă ajută foarte mult și mă bucur foarte, iarăși, tot am să repet, mult, 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 mă bucur că găsesc interlocutori pe potriva așteptărilor și eu nu-i aleg în funcție de culoare politică, în funcție de convingeri. Pentru mine orice voce, orice părere, orice punct de vedere este foarte și foarte prețios. Dar interlocutorii din localități, oamenii simpli, se autocenzurează sau nu în fața jurnaliștilor? Eu n-aș zice că se autocenzurează, mai degrabă cum îți atingi scopul să obții răspuns la întrebarea care te preocupă pe tine ca jurnalist. Pentru că atunci când discut cu interlocutorii mei, aflu și ce diagnostic le-a pus doctorul și câte neînțelegeri au avut în familie și unde le sunt copiii și câte probleme au nepoții mergând la școală și părinții fiind peste hotare. Și atât, după asta, după ce omul s-a deschis și îmi spune problemele lui, atunci pot și eu liniștită să-i pun întrebarea la care încerc să caut răspuns și ca omul foarte sincer să răspundă. Uneori se mai întâmplă și cetățeni din ăștia care spun că nu vreau să mă audă, că dacă o să-mi audă vocea, o să am necazuri la serviciu. Dar asta e vina excesului de politizare, pentru că în Republica Moldova fenomenul ăsta a făcut ca uneori lumea să se urască, să nu tolereze și alt punct de vedere care există în societate și asta mă supără cel mai mult. În general, eu cred că politica nu ar trebui să fie dușmanul cetățenilor. Și politicienii ar trebui să fie cumva mai responsabili, că din vina politicienilor s-a dezbinat atât de mult societatea și unde unul nu-i putere, dar unde nu există un consens în societate, atunci statul o să mai bată încă mult timp pasul pe loc. O altă sursă de supărare n-ar fi faptul că politicienii, chiar dacă merg în regiune, în localități, discută cu oamenii, nu înțeleg ceea ce li se spune de acolo, în sensul că ei aud, dar nu înțeleg care e problema reală la fața locului. Nu vă simțiți compleșită de aceste multitudini de probleme care vin din societate și care sunt ignorate de politicieni? Problema politicienilor din Republica Moldova e alta, că majoritatea celor care merg în teritoriu să discute cu cetățenii își adună doar simpatizanții și sprijinitorii lor. Dacă e de la Partidul Roșu, vin doar ai lor, dacă e de la Verde sau Galben, vin doar cei care împărtășesc punctele de vedere ale acelor politicieni. Și asta iarăși nu e ceva sănătos, e foarte păgubos, pentru că ar trebui cât mai mult să se țină sfat cu cetățeanul, cât mai mult să poată politicianul să pătrundă în esența tuturor problemelor, pentru că în campanie electorală se fac foarte multe promisiuni și aceste promisiuni țin de bunăstare, de prosperitate. Și nu știu cum se întâmplă că după ce obțin mandatul și încrederea cetățeanului, ei vin, își găsesc zona lor de confort, fie în legislativ, fie în alte instituții ale statului și cam uită de probleme. Și perindarea sau schimbarea deseori a guvernelor iarăși nu e prea bună, pentru că în Republica Moldova se șterge cu buretele tot ce s-a făcut până la cei care iau puterea și parcă statul ăsta de fiecare dată începe de la zero. Ar trebui să fie o continuitate și de aici
poate cei de la guvernare ar trebui foarte mult să se gândească de 7 ori să măsoare și odată să taie, atunci când e vorba despre schimbarea funcționarului public. Funcționarii publici nu ar trebui să fie politizați. Și eu cred că dacă ar fi o continuitate, așa cum e în multe alte state, când nu trebuie de inventat bicicleta, dacă ar fi o continuitate în a guvernare publică a Moldova, lucrurile s-ar schimba mult mai ușor și mai repede în bine. Și e multă răzbunare, e multă răzbunare în rândul clasei politice. Și atunci lumea obosește, își pierde încrederea, crește dezamăgirea și în cel mai des caz își face valiza și pleacă. Asta vorbește foarte mult despre bună guvernare, principiile bunei guvernări, dar în același timp și despre memoria instituțională de care ați amintit. Absolut. Se șterge cu buretele tot ce a existat anterior, indiferent dacă e bine sau e rău. Noua guvernare, oricare dintre cei care vin la conducerea țării, încearcă să demonstreze că ei sunt cei mai buni și uită de realitățile anterioare. Dar atunci când realizați interviuri cu politicieni, să spunem că au loc alegeri și dumneavoastră pregătiți interviuri cu ei ca să îi prezentați cumva în fața oamenilor pe cei care au acces la această putere, care vor lua decizii pentru noi, pentru că noi le-am cedat din suveranitatea noastră. Cât de mult atunci sunteți vocea cetățenilor pe care i-ați întâlnit în Republica Moldova sau în momentul acela prevalează jurnalistul Valentina Ursu, nu omul care călătorește? E un melanj, pentru că eu din 2004, de când am venit la Europa Liberă, mereu am făcut emisiunea electorală, fie că sunt alegeri prezidențiale, parlamentare. Este adevărat că cetățeanului trebuia să-i prezint și platforma electorală a concurentului, dar nu a lipsit niciodată vocea poporului în acele emisiuni. Și o bună parte din întrebările pe care le adresam actorului politic reieșeau din ceea ce vorbeau oamenii. Am păstrat, adică nu am încercat să mă distanțez. Ce înseamnă jurnalist cu omul simplu și jurnalist cu politicianul? Ești același om. Adică eu nu fac diferență atunci când ar trebui altfel să-mi construiesc interviul pentru că e un politician. Eu o să vă explic de ce am pus această întrebare, pentru că sunt mulți politicieni care iarăși fac referință la faptul că s-au plimbat prin Republica Moldova, că au discutat cu oamenii, iar dumneavoastră ați recunoscut și când din experiența dumneavoastră se întâmplă ca ei să discute doar cu susținătorii lor. Și ei spun în interviurile dumneavoastră, că eu am urmărit multe dintre ele, ei spun că noi am fost la Cahul, noi am fost la Ocnița, noi am fost la Ungheni și oamenii ne-au spus aceste lucruri. Dar și dumneavoastră ați fost și ați discutat cu oamenii, dar niciodată nu faceți referință la acele probleme pe care le strângeți, le adunați, care zi de zi se adună acolo într-o pușculiță care nu este fără fund. Și eu cum le faceți față? Politicianul merge și se întâlnește cu activul partidului, așa-i? Da. Dar eu în cele mai dese cazuri merg acolo unde e lume multă, fie că e piața centrală, fie că e oficiu poștal, fie că unde mai merg eu. În general, astea sunt locurile unde se concentrează mai multă lume, ca să pot și eu din numărul ăsta mare de persoane să pot aduna cât mai multe opinii care nu se aude unul ce a spus celălalt. Și atunci mie mi se pare că ăsta e un mini-sondaj de opinie, sau cum să-i zic eu așa, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, și eu tare mult cred în ceea ce spune omul, dar pentru mine contează sinceritatea omului. Și acum, iarăși, poate e și o dilemă, cum îmi vorbește mie omul simplu și cum îi vorbește politicianului. Pentru că uneori în Republica Moldova te prinzi la gândul că o persoană poate să gândească una, să spună alta și să facă a treia. Dar ați avut cazuri în care oamenii v-au rugat să puneți anumite întrebări politicienilor?
Deseori, tare, tare deseori. Dar cea mai frecventă întrebare, aduceți, vă rog, aici politicianul și eu să îi propun lui să facem schimb. Eu îi dau 2000 de lei pensia mea și eu să-mi dea pensia lui și să văd cum s-ar descurca politicianul cu 2000 de lei pe timpul când cresc prețurile, cresc tarifele, facturile scot cam toți banii din buzunarul cetățeanului. Iată, asta e cea mai frecventă întrebare. Să se schimbe politicianul, să schimbe locul cu cetățeanul. După aia tare deseori îmi spun, da, pentru că veniți dumneavoastră în toată duminica, mai luați și câte un politician cu dumneavoastră și poate cumva și-ar da seama mai bine ceea ce se întâmplă în țara asta. Deci eu nu cred că politicienii nu cunosc realitățile. Adică puțin probabil. Este adevărat acum intenția politicianului și mai ales cât de mult el trece de la vorbă la faptă. Și de ce se schimbă, iată, atât de mult politicianul din campania electorală și după ce se termină alegerile? Deci misiunea se transformă, cea a politicianului din... Nu știu, probabil mai este și o frică. În opoziție fiind, poți vorbi despre toate și nu poți nicio responsabilitate. La guvernare fiind, totuși, ai și responsabilități. Și atunci îți dai seama că stai eu în campanie electorală, am promis, de exemplu, un salariu pe timpul lui Serafim Mureșanu. Spunea că vor primi cetățenii Republicii Moldova 300 de dolari pensie. Păi... Mai țin minte oamenii acele promisiuni de demult? Da, mai amintesc, dar cum poți să promiți și să fii atât de irresponsabil știind că în haznaua statului bani nu prea sunt, că bugetul e unul consumist, că câte locuri de muncă sau câte scheme de poți, câte locuri de muncă poți crea, câte scheme le poți anihila. Aici sunt foarte mulți factori care intră în joc. O să revin la acea emisiune și am văzut atunci că ați avut o poziție foarte argumentată față de problemele politice cu care se confruntă Republica Moldova, modul de a guverna în primul rând, adică strategia de guvernare, și a fost bazată pe niște lucruri care veneau din societate, de la oameni, se vedea acest lucru. Nu vă putea amăgi cineva că nu este anume așa, pentru că asta era și realitatea cu care se confruntau cei care erau mesagerii acelor probleme. Dar mă întreb, doamna Valentina, dacă a fost acea emisiune sau oricare altă emisiune în care v-ați pus opinia proprie, o răbufnire a acestor probleme sau pur și simplu o oportunitate în plus de a fi vocea acelor oameni. Cum interpretați aceste statute diferite ale dumneavoastră, pentru că sunteți jurnalist la Radio Europa Liberă, dar în același timp sunteți și persoana invitată care are o opinie, una profesionistă și foarte bine argumentată și documentată. Deci atunci când eu merg în teritoriu și discut cu oamenii, eu nu am opinii, eu încerc doar să adun părerile din societate, temperatura și să vedem ce îl doare cel mai tare pe cetățean. Atunci când merg pe un platou de televiziune, sigur că atunci eu mi-adun mai multe opinii care se suprapun din rândul cetățenilor și încerc să formulez și să răspund la anumite întrebări exact ce aud eu de la cetățean. Deci este doar pur și simplu această poziție de mesager al unor voci. Nu aș spune că eu sunt doar un intermediar sau cum să zic. Ei au încredere în dumneavoastră și vă transmit această încredere cu sinceritate, pentru și, că dumneavoastră ajungeți la decident. Și eu sunt obligată ca ceea ce am auzit din primă sursă de la om să o transmit mai departe și să-i cer o explicație politicianului. Uite, ce faci tu, inclusiv când e vorba despre combaterea sărăciei, despre combaterea corupției, despre alte probleme cu care macină viața de zi cu zi a omului.
Noi am început acest dialog cu acea carte, Răuri de Răul de sânge. sânge. Da, Răuri de sânge, și ați menționat că va fi reeditată într-un tiraj mai mic, dar reeditată, și asta e foarte important, pentru că și comemorăm 30 de ani de la declanșarea conflictului Penistru. Dar la finalul întâlnirii noastre v-aș întreba dacă aveți în gând o carte despre Moldova, în care să puneți tot ce ați acumulat din 2004, de când călătoriți, și dacă aceasta ar putea să fie și o carte de reflexii totodată, nu neapărat doar o carte de impresii și opinii. O carte de memorie, asta așa e o ambiție pe care zic că ar trebui să o scriu, dar eu din 2004 și până astăzi la Europa Liberă mai am grijă de o rubrică care mi este foarte dragă, Jurnal Săptămânal. Și iată, de 17 ani apare și această carte cu jurnale săptămânale și mie îmi place să zic că este o radiografie a realității făcută de omul simplu, pentru că se scrie istoria de către cei oficiali, dar aceasta e o mică parte a istoriei despre care vorbește omul simplu și între timp am început și eu să-mi fac anumite notițe și am multe, multe deja jurnale pline cu aceste notițe zilnice care îmi vor fi de un mare folos, așa că după ce ies la odihna bine meritată, o să am preocupare cu ce să Preocupare. mă ocup, da. Dumneavoastră cumva mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că eu intenționam sub acest video să las link către jurnalele Europei Ce Libere. frumos! Da, și o să menționez faptul că mai am și eu câteva exemplare acasă și tatăl meu le-a citit și are grijă Și de... Angela Grămadă a scris jurnale? Da, eu mai puțin importantă în acele jurnale, dar efortul e considerabil și cred că trebuie să fie apreciat, pentru că dumneavoastră acolo adunați într-adevăr opiniile și oamenilor plecați și oamenilor care încă mai sunt în țară, oameni care... E un proiect la care eu țin foarte, foarte mult, țin pentru că lumea e foarte diferită. Și eu am ajuns, chiar la 17 ani de când apare această carte cu jurnale, să fiu căutată de anumiți oameni să-mi ceară exemplare din 2004, din 2005, din 2006. Acum pot să zic asta și cu un pic de mândrie, că chiar istoricii mi-au cerut aceste cărți cu jurnale, cineva din București chiar mi-au cerut întreaga colecție, de la numărul 1, până, de la prima ediție până la ediția 17-a. Eu mă bucur că munca asta nu este în zadar și că ea, uite, chiar poate să fie uneori și de ajutor, de preț pentru cei care sunt interesați de cum se dezvoltă Republica Moldova, cum a fost în 2004 și cum e în 2022. Și mai ales dacă citești jurnalul unui agricultor, unui pensionar, unui șomer, unui doctor, unui cine, polițist, preot, categoria e foarte mare de cei care au acceptat să scrie aceste jurnale săptămânale. Unele se citesc cu foarte mare interes. O ultimă întrebare. Mai aveți jurnale? Poate lumea să vină după ele Sigur, la sigur. redacție? Tocmai am adus recent de la editura ARC ultima ediție cu numărul 17, așa că noi o oferim gratuit oricărui doritor, doar să ne caute, să ne găsească la Europa Liberă și oferim aceste cărți cu mare drag. Mulțumesc, doamna Valentina. Sper să vină cât mai repede noua ediție a Râuri de Sânge, ca să putem să ne amintim de acele timpuri, nu pentru că e un eveniment prea fericit pentru noi, dar pentru că istoria contează și trebuie să avem în minte acele evenimente. Și Și mai sper cu seamă să... că a fost un război nedrept,
un război care a pus pe baricate frate cu frate și eu acum mai merg în stânga Nistrului, mai des în localitățile din zona de securitate și ascult știrile de la Tiraspol, știrile pe care le difuzează presa de acolo și tare mă doare sufletul atunci când se spun că localitățile ocupate temporar de autoritățile Republicii Moldova. Adică au trecut 30 de ani și eu întrebarea asta o pun și interlocutorilor mei, dar încerc și eu să răspund. De ce mai mult s-au înstrăinat cele două maluri ale Nistrului dacă toate intențiile sunt ca să fie apropiate interesele cetățenilor? Dar acolo a crescut altă generație și generația crescută acolo e în noianul ăsta de informație că Republica Moldova este dușmanul regiunii transnistrene. Eu nu am explicații, iată, pentru această informație care chiar spală creierul oamenilor. Dar mai sper că într-o bună zi poate vine soarele și pe strada noastră și aduce multă lumină și în dosarul transnistrean, iar pe de altă parte sunt destul de realistă și îmi dau seama că încă în 10 ani, puțin probabil ca să fie identificată o soluție durabilă pentru criza transnistreană. Dacă mai suprapunem și cu provocările noi de securitate din regiune, atunci cred că acest moment este destul de departe de noi. Dar să nu fim triști și să... Poate între timp se decide clar direcția pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova, iar direcția asta e ca să se modernizeze statul și poate într-o bună zi Republica Moldova corespunde tuturor criteriilor ca să fie admisă în marea familie europeană, în Uniunea Europeană și poate încă și mai ușor să fie posibil să se rezolve și această problemă transnistreană. Pentru că așa aici e un paradox. Din regiunea transnistreană, majoritatea exporturilor penetrează piața Uniunii Europene, piața occidentală, iar în sondaje, când îi întreb cetățenii de acolo, spun că doar regiunea transnistreană în componența Federației Ruse poate fi considerată viitor prosper pentru acea zonă. Și asta mă doare. Cred că această oază de speranță poate să vină doar din direcția noastră, în sensul că să ne facem noi treaba cât mai bine și să continuăm să punem dumneavoastră întrebări politicienilor, iar noi să analizăm ce fac. Așa e, așa și e. Să recomandăm soluțiile cât mai bune. Eu mă bucur că ați acceptat. Felicitări, Angela, și pentru analiza pe care o faci. Eu o prețuiesc foarte mult. E un pic mai diferită. De asta îndrăznesc cu mai multe ocazii tot să mai scriu câte un mesaj să zic, da, găsiți timp să facem un interviu? Găsim întotdeauna și mai ales că dacă este o opinie alternativă, poate asta cumva încurajează oamenii care decid sau care iau decizii să fie atenți și să nu mai ignore mesajele care vin din toate părțile și să fie mai inclusivi, să nu ne divizeze în mod artificial, pentru că toți suntem locuitori ai Republicii Moldova. Sau sperăm la lucruri frumoase și sperăm ca despre Republica Moldova să nu se audă doar în termeni negativi, că de aici a dispărut miliardul, că aici s-au spălat sume enorme de bani, că aici sunt scheme, că aici e totul rău, pentru că Republica Moldova chiar are oameni frumoși, are oameni înțelegători. Eu tare prețuiesc înțelepciunea oamenilor și asta mă conving de atâtea ori atunci când discut cu omul de la firul ierbii, că are o analiză foarte lucidă și că poate să înțeleagă unde e adevăr și unde e minciună, deși, iarăși, dacă e să fac trimitere la ceea ce aflu acum de la omul simplu, e că mai mult este indus în eroare decât este informat și că poate asta e un alt aspect la care ar trebui să se revină mai des, anume ce se întâmplă cu mentalitatea omului când e atâta fake news, atâta propagandă, atâta manipulare, atâta dezinformare. Dar cum ați spus și dumneavoastră, am văzut foarte multe minți lucide
Și cred că dacă această gândire critică va dăinui în sensul de discurs asupra discursului politic, s-ar putea să avem o șansă spre o schimbare într-o E direcție. nevoie, tare mult e nevoie de gândirea asta critică. Mie mi se pare că asta ar fi salvarea. Mulțumesc mult, doamna Valentina. Cu drag. Rup promisiunea de la dumneavoastră că ne anunțați când apar cărțile și de unde Neapărat, neapărat vă dau de le știre putem și lua. tot de la Europa Liberă. Așa, e foarte bine. Europa Liberă are un sediu central, deci se poate ajunge foarte ușor acolo și un exemplar, vă rog frumos, mă Aici mă uitați. găsiți și aici vi le ofer cu mare drag. Eu o să las sub acest video datele de contact ale Europei Libere și poate într-adevăr Ale atunci. Valentinei Ursu, totuși. Ok, ne-am înțeles. Mulțumesc mult și să aveți o seară Mare frumoasă drag, și sănătate sper multă să la ne toată revedem cât lumea. mai curând. Să scăpăm de acest oaspete nedorit numit COVID-ul și să ne întâlnim sănătoși, să putem discuta și tet-a-tet, că așa se zice, că atunci când te uiți în ochii omului, atunci se vede mai clar ce gândește, cum gândește și cum o să acționeze. Așa e. Mulțumesc mult și sănătate! Sănătate multă, toate bune!